Aceasta este un drept onorific a fiecărui cetățean al oricărei țări. Bine, eu nu sunt militar profesionist, sunt doar rezervist. Acum am fost, am primit ordine de pentru a ne prezenta la antrenament, dar cred eu că este ceva mai puțin plăcut fizic, dar foarte onorific. Cred că este un lucru foarte important. În primul rând, noțiunea de bărbat este să-ți aperi familia, să-ți aperi patria, să-ți aperi mama. Este foarte important. Peste ani, acum când am venit, într-adevăr, sunt din niște emoții pozitive. Este ceva nou pentru mine, dar în principiu se repetă ceea ce am mai învățat. Este un exercițiu a rezerviștilor care trebuie să-l trecem la peste 5 ani, peste 10. Este un exercițiu normal, nu este nimic strașnic. Cum sunt un sergent în rezervă, mă simt foarte bine. Deja avem o zi, dar câteva de-am o cunoaștem și sunt foarte bucuros încă o dată. Și toți sergenți, toți militari care să aibă chemare, să nu se sperie, că e totul ok, totul e bine. În perioada 27-31 mai curent, în cadrul Centrului de Instruire a Brigăzii 1 Infanterie Motorizată, se desfășoară exercițiul de mobilizare. Scopul acestui exercițiu este de a verifica aptitudinile și familiarizarea rezerviștilor cu echipamentul și armamentul din dotarea Armatei Naționale.